Mulți oameni își cumpără mașini de vedat și nu știu cum să pună punga, că o pun așa creață aici. Nu e cum să meargă să ți-o viteze dacă tu o pui creață așa. Tu trebuie să bagi produsul în pungă, să duci, până în fundul pungii, să duci punga așa pe aici, să produci și produsul până aproape de asta și abia atunci, bine, trebuie tăiat de aici, să nu depășească mult în jos, cum atunci acolo lui bine să atingă fierul de jos. Trebuie tăiată punga înainte să o videz pe aici, cam la 1 cm pe partea, 2 cm pe partea stâlaltă. Că dacă ea atârnă până acolo, nu are cum să mai iasă aerul din ea. Și nu trebuie să fie spațiul ăsta aici așa de mare. Asta e problema. De ce nu se videază bine? Altă problemă, de ce nu videază bine? Uite ce spațiu e aici. Și aici. Uite. Uite mai spațiu aici. Nu e normal să lași atâta spațiu în stânga și în dreapta. Trebuie să-ți cumperi pungi perfecte, cât produsul tău. Nu rămâne decât un deget, așa până în cel mai rău caz. Eventual să fie fixă. Pentru că atunci videază bine, când sunt cât mai fixe cu putință. Dacă tu pui dita mai punga mare, acolo nu are cum să facă vid bun. A devenit tare ca piatra. Asta e hârtie igienică. Poți să spargi capul că sau de așa capul. E tare, tare, dar e strâncic de ea, nu sunt doi. Așa de bine vedeți. Da. Și mai vedem.